Spuneți-mi, vă rog, frumos, ce constă practic implicarea dumneavoastră în acest proiect și spre cam, pe cât posibil. În primul rând, acesta este un proiect foarte important pentru municipiul Brașov. Astfel se alătură Clujului, Suncevii și Aradului, pentru că și ei au aceste programe de rulare prin aceste granturi județeanul române. Trendul este să se ajungă într-un sistem descentralizat, pentru că individual, dacă stai și pui pe hârtie, îți dai seama că cheltuielile sunt mult mai mari. Este de importanță pentru că prin indicatorii acestui proiect se dorește branșarea la această rețea până la 6200 de abonați. De abonați, ca să spunem așa. Nu sunt abonați. Consumatori, da. Pentru că în acest moment sunt 2200. Se vor reduce pierderile, rețeaua deja este supra-dimensionată, imaginea cred că este destul de nefastă, mai ales că sunt atâtea intervenții când se sparg și ne gândim că este un lucru bun pentru că au cesat acest program. Licitația s-a terminat, este un proiect început de mult timp, din 2015. Sunt un pic presați de termen pentru că până la 31 august 2019 ar trebui să-l termine, dar mă gândesc că societatea care a câștigat această licitație ca și lider de licitație, având o experiență vastă în acest domeniu, mă gândesc că va duce la bun sfârșit acest program în termenul pe care și l-au asumat. Există vreo strategie la nivel guvernamental? Este organismul intermediar. Plus că noi, ca și autoritate publică centrală, avem rolul de monitorizare și de reglementare pe această zonă a serviciilor comunitare de comunitare. Există vreo strategie la nivel guvernamental sau urmează să implementeze pentru sprijinirea, susținerea acestor servicii de termoficare comune, centralizate? Nu aș vrea să vă spun în acest moment.